Bine m-am găsit, 1 octombrie și deja ne-am apucat de treabă, un pic cam de vreme totuși, dar nu-i cazul să îi deranjăm sau să-i zorim prea mult totuși pe parlamentari, întrucât au depus astăzi moțiunea de cenzură și nu suntem decât pe 1 octombrie. Zilele următoare, Dumnezeu știe când va fi și citită această moțiune, după care se va trece la vot. Birocrația însă îi împiedică și pe unii și pe alții din taberele opuse să se pună de acord asupra unei date, asupra unei zile, dar cum toamna este încă lungă, abia de vineri încolo, ci că începe cu adevărat, mai avem și noi un pic de răbdare, mai ales că anunțasem cu mult timp înainte că până la alegerile prezidențiale nici guvernul nu va putea să aibă o altă formulă, chiar dacă această moțiune de cenzură va trece. Sigur că acolo sunt toate încrengăturile, toate alianțele posibile și imposibile dezbătute în aceste zile, trădări sau reveniri în ultima clipă dintr-o tabără sau alta, guverne care deja se formează, prim-ministri deja care își aud numele strigat sau ecoul numelui lor în fundal, în Parlament. Toate lucrurile astea sunt stabilite dinainte. Mai lipsesc prețurile, așa cum se întâmplă când România își mai permite să mai inaugureze câțiva centimetri de autostradă și imediat suntem informați ce taxă va trebui să plătim. Da, noroc că lucrurile fiind virtuale, ele nu pot să fie așternute finalmente sau nu mai ajung să fie așternute în realitate. Așa se întâmplă și aici cu formarea noului guvern, trecem la guvernare sau nu trecem, suntem prieteni sau nu mai suntem, eu vă spun doar atât. Nu se înțelegea un PSD unii cu alții de 4 guvernări. PSD nu se mai înțelege tandea cu mandea, e să vor înțelege acum, în opoziție, când toate partidele, toate celelalte partide ale României, de la PNL și până la UDMR, toate sunt împotriva guvernului Dăncilă, toate vor să-l dea jos, atât doar că nu vor avea soluții, nu se vor înțelege când vor ajunge să pună mâna pe Ciolan. Exact aceeași problemă de 30 de ani. De altfel, Tăriceanu i-a și informat că el în condițiile astea nu intră la guvernare. Fiecare însă va trebui să fie satisfăcut, să te duci la fiecare ca la un pat de bolnav. Fiecăruia să-i spui, da, până nu termini toată povestea, plus ce are el să-ți spună, până nu-ți lasă mâna din mâna lui, până atunci nu poți să treci la următorul pat, toată lumea va trebui să fie mulțumită. Sunt mulți bolnavi în opoziție care vor încerca în aceste zile să obțină ceva ce era de necrezut la un moment dat, pe vremea când Liviu Dragnea păstorea această țară cu un par de fier, aș putea să spun, fierul din mâna lui Liviu Dragnea. Omul, să știți că a aflat la pușcărie în aceste zile, continuă să se lupte ca un leu pentru drepturile lui și numai ale lui. PSD-ul era al lui, a spus Liviu Dragnea. Mă rog, era al lui. El a spus, era al meu. Dar încercăm și noi să traducem ca să înțeleagă omul. Deocamdată să luptă cu justiția Dragnea, să vadă dacă într-adevăr era partidul lui sau nu. Deci moțiunea, ca să ne întoarcem, semnată de 237 de parlamentari, PNL, USR, PMP, UDMR, Pro-România și ALDE, toți au semnat, 2 deputați ai minorităților naționale, 4 parlamentari PSD și, de asemenea, un deputat independent, să trădează în PSD, dar atenție mare totuși, mare de tot. Aici e vorba de semnături. Aceleași semnături, batele să le bată, da, care i-au încurcat atâta pe candidați zilele trecute, până când Biroul Electoral Central a tras definitiv cortina și a stabilit prin tragere la sorți cu bile calde și bile reci ordinea pe listele electorale. Deci, aceleași semnături sunt și aici în cauză. Nu înseamnă însă că o semnătură reprezintă și un vot. Mai ales că, probabil ați auzit, există posibilitatea hilarantă, abracadabrantă, ca această moțiune să fie votată în weekend, deși parlamentarii noștri se duc acasă, bineînțeles, de pe joi, cu curse plătite de stat, în Bihor, în Satu Mare, în Suceava, în Botoșani și așa mai departe, în locuri de unde nu te mai poți întoarce, în România izolată, cum să fac acum reportaje
pe la televiziune. În România nimănui, acolo unde îi așteaptă o mamă, acolo unde îi așteaptă o tată, acolo unde îi așteaptă o fată sau un băiat, oameni care se duc și ei ca în fiecare weekend, după 3 zile de activitate parlamentară, să-și strângă în brațe rudele și să le umple de bani. Asta este România. Deci dacă birocratic se va ajunge ca această moțiune să fie votată sâmbătă sau duminică, praful se va alege de ea, rușinea de cei care au inițiat-o, iar doamna Dăncilă va ieși triumfătoare. Pot să dau un exemplu, că încoată noi nu avem voie să spunem la televizor decât ceea ce gândesc alții. Asta este până la urmă culmea democrației și nu numai la noi, peste tot în Europa, unde până la urmă libertatea de expresie a ajuns să fie un fel de mini-dictatură. Dar astăzi, dacă ai o părere contrară majorității, sau mă rog, contrară oficialităților, există un mediu oficial, da? Care emite niște păreri. Alea sunt, în general, părerile pe care le auzim, opiniile care apar pe micul ecran, apar în titlurile ziarelor, sunt folosite de către oamenii aflați la putere sau de către cei din opoziție care vizează puterea. E bine, dacă formulezi o opinie contrară acestora, atenție, o opinie, ești imediat tras pe rug. Asta se întâmplă într-o mare parte a Europei. Așa am reușit până la urmă să ne călăuzim democrația. Asta facem noi din democrație în momentul de față. Deci este destul de greu în anumite momente, chiar și nouă, să ne exprimăm cu cuvintele care ar trebui, pentru că nu este permis. Astea sunt legile, trebuie să le respectăm, mai ales noi cei care respectăm legea. Că alții sunt atât de tolomaci, nici măcar nu înțeleg, este problema lor. Noi am respectat întotdeauna legea, asta nu poate nimeni să nege, și atunci trebuie să fiți și noastră atenți când o mai luăm uneori pe arătură, că nu avem voie să spunem ceea ce gândim de cele mai multe ori, doar încercăm să camuflăm. Asta este, până la urmă am ajuns într-un fel de exercițiu de camuflaj. Sigur că ne ajută un pic vocabularul, ne ajută un pic informația, ne ajută un pic conjunctura, să reușim totuși să formulăm niște fraze care sună bine, dar asta este un lucru rar și din ce în ce mai dificil, un exercițiu tot mai dificil. O spun în numele democrației, nu în numele meu. O spun în numele democrației europene, este văduvită în aceste zile de adevăratul cuvânt, de adevăratul sens. Pentru că dacă nu ne putem exprima cu toții părerile, înseamnă că am clădit degeaba lumea asta în care pretindem că suntem liberi. Și asta spune peste tot. Suntem o țară liberă, suntem o țară democratică. Nu e așa. Totul este interzis atunci când ajungi cu adevărat la adevăr. Bun, deci ne întoarcem să vedem ce piruete mai putem să facem. Care sunt cei 4 semnatari? Vă spuneam mai devreme, dacă ați fost atenți, 4 PSD-iști au votat sau au semnat pentru votarea ulterioară a acestei moțiuni de cenzură. Emanuel Savin, care a devenit independent săptămâna trecută, Mihăiță Găină, care a demisionat astăzi din PSD, Marius Bota și Ioan Talpoș, acesta din urmă independent, afiliat grupului PSD din Senat, au fost convinși până la urmă cei 4 să semneze pentru moțiunea de cenzură. Erau 233 de voturi absolut necesare, s-au strâns 237. Tot nu este însă liniște deplină, însă vă spuneam, pentru că nu s-a mai putut citi moțiunea în această țară, cum vroiau PSD-iștii. S-au acuzat între ei PSD-iștii și PNL-iștii. PNL-iștii au spus, nu mai vrem în seara asta, a zis doamna Turcan, pentru că am fi citit-o ca hoții noaptea. Ce legătură are? PSD-iștii vroiau cu tot din adinsul să se citească în această seară, pentru ca după aia să nu se poată vota până vineri. Ei știau că 2 zile mai trec cel puțin. Și să nu se poată vota decât vineri, când deja parlamentarii sunt plecați. Asta este România și grija pe care politicienii o au pentru ea. Bun, avem și un sondaj aici, înainte de a reveni un pic asupra acestui subiect fluviu, care este moțiunea de cenzură. Vă spuneam ieri, citeam cu patos un sondaj Europa FM IMAS, care ne-a căzut în mână, fără să facem foarte, foarte multe eforturi. E bine, astăzi avem un alt sondaj, care aproape că îl contrazice total pe primul. El este realizat la comanda USR pentru alegerile prezidențiale. Klaus Iohannis
s-ar afla pe prima poziție în topul preferințelor românilor cu 40,5%. Viorica Dăncilă ar fi pe 2, 21,4%. În sondajul IMAZ, Viorica Dăncilă ocupa poziția 4-a. Sondajul mai arată că Dan Barna este la mai puțin de 2% de doamna premier, are 19,7%. Mircea Diaconu, care avea 16% la IMAS, are 7,6% aici. În fine, deci 40 Iohannis, 21 Dăncilă, 19,7 Barna, 7,6 Diaconu. În mediul urban, Barna ar fi pe locul 2, 22,7. Klaus Iohannis 40, Dăncilă 15, Diaconu 9. În fine, ni se spune aici că sondajul a fost realizat pe aproximativ 1500 de persoane, metoda față în față, spre deosebire de cel IMAS, realizat pe aproximativ 1000 de persoane, metoda CATI, adică prin telefon. Ambele însă au fost realizate în aceeași lună, septembrie, scrie coordonatorul campaniei lui Dan Barna, Cătălin Drulă. Mai vorbim noi despre el. În campania de la europarlamentare de la începutul lunii mai, sondajul IMAS dădea alianța la 16,7, pe un trend de scădere a doua lună la rând. Rezultatul real a fost 22,36, spune cel care realizează, adică Drulă, acest sondaj USR. Mă rog, mai e mult până departe, toată luna octombrie va trebui să treacă. Abia de pe 12 octombrie se desprinde campania electorală, deci deocamdată nu este nimic bătut în cuie, doar vreau să vedem și să punctăm un pic această diferență foarte clară între un institut de sondaj și altul, lucrurile fiind așadar la poluri opuse în momentul de față. Bun, ca să ne întoarcem la această fantastică moțiune, apropo de cei 237 de semnatari și modul în care aceasta ar putea să fie găzduită, se pare până la urmă, dar încă o dată nu știe nimeni cu adevărat în România, că nu se va ajunge la vot decât săptămâna viitoare. Deci să nu ne ambalăm, astăzi e de-abia marți seară, undeva pe luni, pe marți, săptămâna viitoare. Deci guvernul Dăncilă mai are destul de mult de trăit, pentru că în astfel de momente când știi că intri în curând în ultimul an al existenței tale, orice minut este de apreciat. Da? PSD-ul, spre deosebire de o persoană fizică oarecare, PSD-ul are totuși, spun eu, acest atribut, acest avantaj al destinului, al sorții, că știe anul în care va pieri. Da? Adică anul în care acest partid nu va mai exista este deja trecut pe cruce, și anume 2020. E, în condițiile astea încerc să savurezi, încerc să beneficiezi cât poți de timpul care ți-a mai rămas, pe deosebire de un om, luăm la întâmplare. Da? Să zicem Călin Popescu Tăriceanu, absolut la întâmplare, puteam să spun Mircea Joană sau Ion Iliescu, n-are nicio importanță, am zis Călin Popescu Tăriceanu, fie Tăriceanu, care habar n-are dacă va mai trăi un an, 10, 15 sau chiar 100 de ani. Cine știe ce medicament se va inventa pentru tăriceni și aceștia vor rămâne veșnici. Și nu avem de unde să știm. Fiecare zi se inventează câte ceva. E suficient să răsfăiești ziarele din bătătură și îți dai seama. De astăzi am văzut acum evenimentul zilei. Scrie că românii au descoperit leacul pentru cancer, dar nu-l folosesc. N-ar fi o veste bună, pentru că dacă e vorba de români, atunci ne-am dus cu toții dracului. Într-adevăr, aici nu se face nimic. Și putem face blaturi și cu descoperirea cancerului, că de asta suntem români. Sperăm totuși să fie doar o glumă sau să fi citit eu greșit. Pentru că uneori, așa, în grabă, nu vezi esențialul în două, trei rânduri. Bun, PSD spuneam și-ar fi dorit ca moțiunea de cenzură să se citească în plen în această seară, dar în același timp și liberalii pot fi acuzați de același lucru. Că fiecare și-a plimbat cartoful fierbinte ca în piesele alea de teatru, așa, de la unul la altul, de la un actor la altul, că vorbim totuși de niște actori aici, fiecare având interes într-un fel sau altul ca să iasă lui bine. Nu trebuie să fim vindicativi aici, pentru că e logic că
ca interesul să primeze, doar nu o să intereseze pe politicieni să facă ceva pentru noi. Spuneam și zilele trecute, am accentuat această discuție. Ideea lor este să le ajungă lor mâncarea, să le iasă lor până la urmă la masă bine, să obțină ei de toate, să aibă parte și de cadouri, de toate darurile la sfârșit când s-au ridicat de la masă și după aia mai discutăm. Dacă lor nu le iese, nu ne poate fi bine nici nouă. Din păcate, lor le-a ieșit atâta timp și nouă ne-a fost tot prost. Există și această variantă, e adevărat. Încă o dată să știți foarte clar, atâta timp cât politicienilor nu le este bine, nu există nicio șansă ca cetățeanul de rând să obțină ceva. Bun, deci țin de scaun, să ceartă între ei, dar atenție mare, atenție foarte mare, ăsta este un subiect de care nu trebuie să-l trecem foarte ușor cu vederea. Cu cât se insistă mai mult pe scenariul dizolvării Parlamentului, pentru că asta pune la cale opoziția. Noi votăm moțiunea asta, special USR și PNL, la partidele puternice, să spunem, de opoziție aflate pe val, ele vor dizolvarea Parlamentului și practic să o luăm de la zero. Da? Să tragă cortina, să schimbăm foaia și odată cu desființarea guvernului PSD și apoi a Partidului Social Democrat, trecerea acestuia neființă, să o luăm de la zero.